Bună ziua și bine v-am regăsit la cea de-a treia lecție despre patrimoniul cultural din București. Și cel de-al doilea episod dedicat Bucureștiului în vremea lui Constantin Brâncoveanu. Ne vom opri astăzi la kilometru zero al orașului nostru și vom afla povestea unei biserici vechi mult îndrăgite de bucureșteni. Și vom face un drum și până la Palatul Mogoșoaia, foarte aproape de oraș. Și vom desena din nou, de data asta, dantelării din piatră. Pornim! Iată cea mai impunătoare dintre bisericile brâncovenești din București, Sfântul Gheorghe Nou. Stai, dar de ce nou? Există și unul vechi? Sigur, și chiar foarte aproape. Sfântul Gheorghe Vechi a fost o mănăstire ridicată cu peste 200 de ani înainte de Constantin Brâncoveanu, la vreo 900 de metri mai spre sud. Astăzi se mai păstrează doar biserica mănăstirii. Mai bine zis, o biserică cu totul nouă, ridicată pe locul celei dinainte, năruită și refăcută de mai multe ori. Vedeți voi de ce bisericile sunt ca niște stâlpi ai memoriei unui oraș? Pentru că și atunci când dispar în vreo calamitate, de cele mai multe ori oamenii se mobilizează și le refac pe același loc sfințit de rugăciuni peste rugăciuni ale înaintașilor lor. Pur și simplu, nu-i lasă inima să renunțe la ele. Dar de ce sunt două biserici, Sfântul Gheorghe, așa aproape una de alta? E bine că întrebi. Să știi, când e vorba de biserici, există întotdeauna răspunsuri. Ce este Sfântul Gheorghe? Hramul bisericii. Exact, adică sfântul căruia este închinat lăcașul. Dar ce-l face pe ctitor să aleagă un hram sau altul? Din atâtea sfinți și sărbători, cum se oprește ctitor la o singură zi? Păi, poate fi vorba de o preferință foarte personală. De exemplu, ctitorul închină biserica sfântului său ocrotitor. Îl cheamă Gheorghe și pune hram Sfântul Gheorghe, Nicolae și Sfântul Nicolae și tot așa. Sau poate fi vorba de o anume caracteristică a sfântului. De exemplu, Sfântul Gheorghe a fost un sfânt militar, ofițer în armata romană în secolul al IV-lea. Și el a fost decapitat pentru că nu a vrut să renunțe la credința creștină. La fel ca Sfinții Brâncoveni. Ei, Sfântul Gheorghe fiind un sfânt militar, a fost ales ocrotitor al armatelor țării românești și Moldovei. Vă dați seama, în vremea aceea războiul cu toate urâțenile lui era cu mult mai prezent în viața oamenilor decât e azi prin părțile noastre. De aceea ei se rugau mult sfinților militari și ridicau biserici în numele lor. Iar un hram, odată ales, era respectat și de cei care refăceau biserica, chiar și după sute de ani. Pentru că biserica este considerată a fi casa sfântului. Pe locul unde Constantin Brâncoveanu a ridicat biserica Sfântul Gheorghe Nou, era o biserică mai veche, mică și întunecoasă. Ctitor fusese un anume Panaiotis Nicosios, mare dragoman al porții, adică traducător la Palatul Sultanului de la Istanbul. El închinase tot ansamblu Patriarhiei de la Ierusalim, mai precis Bisericii Sfântului Mormânt. Cum adică o închinase? Adică veniturile hanului și ale mănăstirii erau trimise la Ierusalim pentru susținerea Bisericii Sfântului Mormânt, care se afla atunci sub stăpânirea Imperiului Otoman. Practic, cei de la Ierusalim administrau mănăstirea și hanul printr-un trimis de-al lor la București. Asta e cam ciudat. Pentru zilele noastre poate părea straniu, dar așa funcționau lucrurile pe atunci. Voievozii și boierii noștri au ajutat mult bisericile și mănăstirile de la sudul Dunării și din Orientul apropiat. Siria, Liban, Palestina, Egiptul. Acolo creștinii erau tolerați sub stăpânirea otomană de religie musulmană. Constantin Brâncoveanu a fost renumit pentru aceste gesturi. Pentru ctitori era o cinste să sprijine aceste sfinte lăcașuri ale creștinătății. Gândiți-vă, chiar Biserica Sfântului Mormânt, aceea unde a avut loc învierea lui Isus. Hai înapoi la Constantin Brâncoveanu. Da. După moartea lui Panaiotis Nicosios, lucrările au rămas neterminate și cuva în părăsire. Locul îl găzduia însă deja pe însuși Patriarhul Ierusalimului, Hrisant Notara, călător în țările române în acea vreme în căutare de sprijin. Hrisant era un călugăr grec foarte învățat și apropiat al familiei brâncovenilor. Și la rugămintea lui,
Voievodul s-a hotărât să preia ctitorirea Bisericii Sfântul Gheorghe Nou și să facă din Trânsa un lăcaș plin de strălucire și vrednic de renume. În ridicarea noii biserici s-au antrenat și bucureștenii, după cum putem citi în Pisanie. Ajutat au la această mare cheltuială și boierimea și alte mănăstiri ale țării, și negustori și cine cu ce au putut și s-au îndurat pentru sufletele și buna pomenirea lor. Stai puțin, ce este Pisanie? Pisania este un fel de document de prezentare al unei clădiri care se punea pe atunci deasupra intrării principale. Era cioplit de obicei în piatră ca să reziste cât mai mult. Nu doar bisericile aveau pisanii, ci și alte edificii publice. Cuvântul vine din limba slavonă, de la a scrie. În pisania unei biserici, de exemplu, sunt trecute câteva date. Hramul bisericii, ctitorul, motivul pentru care a ridicat biserica și alte împrejurări. Anul, cine era voievod și cine era mitropolit în vremea aceea. Să revenim la Sfântul Gheorghe Nou. Sfințirea bisericii a fost o ceremonie extraordinară. Era de față toată curtea domnească și mulți bucureșteni. Era anul 1707, iar Sfântul Gheorghe Nou era cea mai mare și cea mai împodobită biserică din București. În secolele care au urmat, clădirea a fost deteriorată în mai multe rânduri, de cutremure și incendii, și de fiecare dată a fost refăcută, pierzând însă strălucirea de la început. Dacă vrei să vezi povestea acestui monument istoric în câteva minute, tastează după mine! Cutremurul din 1802 îi distruge bolțile și turlele, iar focul cel mare ce s-a întâmplat în ziua Sfintelor Paști a anului 1847 a distrus hanul toptangiilor de la Sfântul Gheorghe Nou. Așadar, ceea ce vedem astăzi este rezultatul restaurării de la sfârșitul secolului 20. Arhitecții restauratori au dăruit clădirii înfățișarea ei de la început. Dar cum au reușit asta? De unde știau ei cum era la început? Ei, aici e arta restaurării. S-au străduit și au pus cap la cap elementele originale ale clădirii, cu informații aduse de istorici și arheologi, cu studiul altor biserici ridicate de Constantin Brâncoveanu, care și-au păstrat forma originală. Ctitoriile brâncovenești se aseamănă destul de bine. În tot avântul acesta de a construi, care a însoțit timpul destul de îndelungat al domniei lui Constantin Brâncoveanu, s-a născut stilul brâncovenesc. Cum adică stil? Stil, adică un mod de a construi, care este ușor de recunoscut după anumite caracteristici. Vom face din nou o schemă care ne va ajuta să reținem esențialul. Urmăriți la tablă. Așadar, stilul brâncovenesc. Când e vorba de arhitectură, totul se naște din felul în care este văzută locuirea. Mai simplu, ce își doreau oamenii acelor timpuri de la casa, biserica sau alte construcții pe care le ridicau? Aici mă refer la ctitori, la cei din vârful societății. Obiceiurile lor au ajuns în timp să fie cunoscute și adaptate și la viața oamenilor obișnuiți. Hai să ne gândim la o casă, sau mai bine, chiar la un palat. Cum ți-ai dorit, Maria, să fie casa ta? Cât mai frumoasă, desigur, cât mai luminoasă. Frumoasă, da. Acum, vedeți voi, în fiecare epocă, oamenii au avut percepții diferite asupra ceea ce este frumos. Dacă vizităm, de exemplu, Palatul Mogoșoaia, putem înțelege ce considerau frumos cei de atunci. Ceva ce, iată, și pentru noi a rămas frumos, înnobilat, firește, și de trecerea timpului. Hai să fixăm niște repere. Când și unde a apărut stilul brâncovenesc? Acest stil s-a născut după jumătatea secolului al XVII-lea în Țara Românească și a ajuns și în Transilvania, pentru că voievodul Constantin Brâncoveanu a ctitorit și pentru românii ardeleni, la Brașov, la Făgăraș, la Sâmbăta de Sus și prin alte locuri. Dar cum a apărut stilul brâncovenesc? Așa, din nimic? Sau l-a inventat chiar Constantin Brâncoveanu? Ei, interesant este că nu l-a inventat el și cu toate acestea a rămas în istorie cu numele lui.
Sigur, contribuția voievodului a fost importantă, dar au existat și alți factori fără de care nu am fi putut vorbi astăzi de stilul brâncovenesc. Deci, cum s-a născut stilul brâncovenesc? Ca la orice naștere, avem o mamă și un tată. O mamă și un tată? Cum vine asta? Uite, eu mă gândesc că mama ar putea fi tradiția de arhitectură care exista deja în țara românească. Mai sunt puține clădiri pe care să o poți observa. Una ar fi casa domnească de la Brebu, ridicată de Matei Basarab, strămoșului Constantin Brâncoveanu. Biserici ar fi mai multe, chiar și în zona noastră, pe lângă București. Mănăstirea Snagov, de exemplu. Și tatăl? Ei, tatăl aș zice că este o întreagă familie. Familia din care se trage și Constantin Brâncoveanu, prin mama lui, Stanca. E vorba de Cantacuzini. Ne-ar trebui un episod întreg să lămurim ce este cu această familie atât de ieșită din comun. Foarte pe scurt. În 1453, Imperiul Otoman a cucerit Constantinopolul, adică actualul Istanbul, care a fost 1000 de ani capitala Imperiului Bizantin. Otomanii s-au instalat până la Dunăre și mulți nobili și oameni învățați din zona ocupată s-au refugiat în țările române. Între aceștia și membrii ai familiei Cantacuzino, nobili bizantini care coborau dintr-un împărat al Bizanțului din secolul al XIV-lea, Ioan Cantacuzino. Așadar, în țara românească îl găsim în secolul al XVII-lea pe postelnicul Constantin Cantacuzino, mare dregător la curtea lui Matei Basarab, voievodul a cărui casă domnească am arătat-o puțin mai înainte. Constantin Cantacuzino nu era stolnic cu masa domnească? Acesta de care vorbim, postelnicul, este tatăl stolnicului. Ce era un postelnic? Postelnicul era cel care avea în grijă camera de dormit a voievodului și organiza audiențele. Postelnicul Constantin Cantacuzino a luat de soție pe Ilinca, fica lui Radu Șerban, voievod al țării românești. Au avut 6 băieți și 6 fete, cărora le-au dat o educație aleasă. Unul dintre ei a fost stolnicul Constantin, care a studiat în Italia, la Padova. Cantacuzinii erau iubitori de carte și de arte. Cunoșteau și Constantinopolul și orașe din apusul Europei, dar și Orientul apropiat. Prin ei a ajuns la noi inspirația arhitecturii italiene, preocuparea pentru grădini și peisaj, gustul pentru spațiile luminoase. În atmosfera acestor preocupări intelectuale, de la curțile Cantacuzinilor, a crescut și Constantin Brâncoveanu. Asta înseamnă că în lunga domnia lui Constantin Brâncoveanu, tradiția locului și inspirația venită prin Cantacuzini au înflorit în numeroase construcții ale voievodului și al altor boieri ai vremii. Dar ce este specific stilului brâncovenesc? Există câteva elemente care te vor ajuta să-l recunoști. De exemplu, pridvoarele. Ce este un pridvor? Pridvorul este acel spațiu care ocrotește peretele unei clădiri, de obicei în zona de intrare. În pridvor ești parcă și înăuntru și afară. Înăuntru pentru că ești apărat de ploaie, de vânt, ori de arșiță, și afară pentru că ești în aer liber. Această zonă a luat diferite forme de-a lungul istoriei. De la acel spațiu continuu care înconjura clădirea templelor grecești din antichitate, la arhitectura populară, orice bisericească. Bisericile brâncovenești au aproape întotdeauna pridvor, de la cele mai simple la cele mai elegante și elaborate. Uite pridvorul de la Sfântul Gheorghe Nou, ce spațiu frumos! Un alt exemplu înrudit cu pridvorul este logia. Ei, logia a fost inspirată de palatele venețiene. Dacă pridvorul e înconjurat din 3 părți de coloane și dintr-una de zid, la logie este invers. 3 părți de zid și una deschisă, străjuită de coloane. Logia era locul ideal pentru a lua masa și a face siesta. Singura logie care s-a mai păstrat din vremea lui Constantin Brâncoveanu este cea de la Palatul Mogoșoaia. Și parcă mai este un spațiu înrudit cu pridvorul și logia. Da, acesta este foișorul. Un fel de pridvor restrâns de formă pătrată, aflat de obicei la etajul clădirii. Uite aici foieșorul Palatului Mogoșoaia. De aici îi întâmpina voievodul pe musafirii săi și îi poftea să intre în palat. Hai să observăm ce ar avea în comun pridvorul, logia și foișorul. Ce zici, Maria? Coloanele, aș zice.
Uite cum arată coloanele brâncovenești, foarte armonioase și împodobite cu frunze și flori de piatră. Hai să desenăm câteva. Coloana este un element de arhitectură străvechi, din vremea Antichității. Hai să vedem puțin care sunt părțile unei coloane. Jos avem baza, apoi fusul, iar partea aceasta ca un coș decorat, pe care se sprijină plafonul, se numește capitel. Capitel. Pe noi, europenii, cel mai mult ne-au inspirat coloanele templelor din Grecia antică. În înșiruirea stilurilor de arhitectură, arhitecții au revenit periodic la aceste modele. Așa făcuseră italienii secolelor al XV-lea și al XVI-lea, în perioada Renașterii. Această mișcare artistică s-a răspândit în toată Europa. De aceea, vedeți, o coloană brâncovenească poate semăna cu una lucrată acum peste 2000 de ani pe țărmurile Mării Egee. Uite frunza asta, creață! Oare există această plantă sau este inventată de meșteri? Frunza aceasta chiar există și este a unei plante numite acant. Au folosit-o meșterii pentru inspirație, dar au folosit-o și medicii ca plantă de leac. Nu doar coloanele au fost tare împodobite cu frunze și flori, ci și catapetesmele brâncovenești. Ce este o catapeteasmă? Un cuvânt cam complicat. Catapeteasmă sau iconostas este peretele acela din lemn împodobit cu multe icoane care protejează zona altarului. Uite catapeteasma bisericii mănăstirii Hurezi, păstrată din timpul lui Constantin Brâncoveanu. Vezi, și meșterii lemnari au cioplit lemnul cu multă pricepere. De obicei este lemn de tei, poleit cu foiță de aur. Icoanele parcă sunt cuprinse de vegetație luxuriantă. Dacă ai zis de icoane, hai să vedem puțin cum arăta și pictura brâncovenească. La Sfântul Gheorghe Nou nu s-a păstrat, dar în alte biserici da. Uite aici un exemplu, tot de la mănăstirea Hurezi. Pictura din biserică este într-un fel ca o bandă desenată. Așa este, cu atât mai mult în perioada brâncovenească. Uite câte detalii, multe personaje ale căror sentimente le poți citi imediat. Și culorile, uite în ce armonie se alătură. Și tot stilului brâncovenesc îi este caracteristică prezența și punerea în valoare a peisajului. Când se ridica un edificiu, fie se alegea un loc gata înfrumusețat de natură, adesea în vecinătatea unei ape, fie se înfrumuseța locul existent prin voința actitorilor, fie ambele. Dacă nu era lac sau vreo apă curgătoare, se săpa de îndată un iaz. La curtea lui Constantin Brâncoveanu lucrau grădinari francezi și italieni. Dacă vrei să te joci puțin cu elementele stilului brâncovenesc, desenează și tu o clădire inspirată din acest fel de a construi. Hai să ne întoarcem iar la Sfântul Gheorghe Nou. Până la urmă, de ce este atât de importantă această biserică? Pe lângă frumusețea ei, această biserică păstrează o legătură de taină cu familia brâncovenilor. Îți amintești cum a fost moartea voievodului și a fiilor săi? Era limpede că familia Brâncoveanu căzuse în disgrație. Capetele bieților brâncovene au fost puse în par la poarta palatului sultanului, iar trupurile lor au fost azvârlite în mare. Niște pescari au reușit însă să le scoată pe ascuns și să le ducă pe o insulă în apropiere, unde era o mănăstire care fusese ajutată de brâncoveni. Aici au fost îngropați creștinește așa cum s-a putut. Dar ce s-a întâmplat cu doamna Maria și fetele? Ele au fost exilate într-o localitate în Caucaz, de cealaltă parte a Mării Negre, de unde au reușit să revină în țară abia după 7 ani. Doamna Maria a adus pe ascuns osemintele voievodului și le-a mormântat sub o lespede fără nume, chiar la Biserica Sfântul Gheorghe Nou. A rămas o taină cunoscută doar de familie. Abia la începutul secolului al XX-lea, când se împlineau 200 de ani de la sfârșitul brâncovenilor, s-a aflat despre mormântul voievodului. Dar cum s-a aflat? Doamna Maria a pus o candelă de argint agățată sus deasupra mormântului. Pe acesta era scris tare mărunt: această candelă, ce s-a udat la Sfetii Gheorghe cel Nou, luminează unde odihnesc oasele fericitului domn Io Constantin Brâncoveanu Basarab Voievod și aște făcute de doamna Măriei sale, Maria.
Desfăcându-se mormântul și studiindu-se osemintele de către un om de știință, s-a adeverit că erau ale voievodului. În lecția următoare vom povesti despre Mihail Cantacuzino, fratele stolnicului Constantin și unchiul lui Constantin Brâncoveanu. Mihail Cantacuzino a ridicat primul spital din orașul nostru și mai multe biserici. Oare cum o fi arătat un spital în vremea aceea? Vom afla săptămâna viitoare. Cu bine și pe curând!